Polițiștii brăileni au primit astăzi, în cadrul protocolului de colaborare încheiat în urmă cu 5 ani cu Atop Brăila, dotări noi. Bunurile fac parte din gama celor destinate telecomunicațiilor, de care oamenii legii aveau mare nevoie. Finanțarea a fost asigurată de Consiliul Județean Brăila. Am primit o serie de bunuri pe care IPJ Brăila le-a solicitat, considerându-le utile muncii noastre. Este vorba de bunuri care ne ajută pe noi să ne continuăm demersul în a deveni o poliție modernă, care să lucreze în niște condiții normale, de altfel în alte state europene. Președintele CJ Brăila a ținut să precizeze că dorește ca în următorii ani să achiziționeze bunuri din ce în ce mai performante pentru polițiștii brăileni, astfel încât activitatea acestora să fie ușurată și eficiența lor mărită. Avem proiecte mărețe, sper să și bugetul să ne ajute, astfel încât proiectele pe care le vom demara să, la sfârșitul mandatului, să spunem că cetățeanul din Brăila este mai în siguranță pe străzile și pe drumurile județene. Printre dotările primite astăzi se numără mai multe imprimante ultra-performante, copiatoare, un display de ultimă generație, un sistem de videoconferință ultra-performant și un proiector foarte sofisticat.